Bună dimineața din nou! Bună dimineața, domnul Dani, răvășitor ca întotdeauna, aveți niște texte pe care văd că le-ați studiat, eu sunt profesora de zen, mie mi se spune zenul, ha 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 ha, rușine! Curry cu somon și garnitură de mazăre, dar și un pic de orez, pentru că un curry fără orez parcă nu are farmec. Și trebuie să vă spun un lucru foarte important, un curry bun întotdeauna începe cu trei ingrediente de bază, și anume ceapa, usturoiul și ghimbirul. Toate cele trei ingrediente se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă restul de ingrediente, cum în cazul meu de astăzi, în cazul rețetei, să mă exprim mai corect. Așa. Bicolor, ardeiul și anume ardeiul gras, roșu și galcari în ultimul moment. Aceasta trebuie lăsată să fiarbă circa 2-3 minute. Păstrează foarte bine culoarea, se mai fierbe cu aceasta 2-3 minute, iar apoi se adaugă somonul ce a fost tăiat. Trebuie doar 2-3 minute preparat termic. Se servește alături cu un orez delicios, așa cum v-am învățat și ieri, fiert al dente, cum spun italienii. Dar aș vrea să vă mai spun o poveste, pentru că mulți ține povestea pentru mai târziu, ca să nu dăm toate informațiile deodată. Vlăduț, pentru că suntem la Terme București, gătește din meniul celor de la Terme. Dacă vreți dish-urile astea, le puteți comanda atunci când ajungeți aici, în postura de client. Dani, dă un telefon, pentru că el este centralista noastră de cu dimineață.